Partida de la Severin din etapa a 25-a a ligii 1 a fost ultima în care Viorel Hizo a condus de pe bancă jucătorii de la Fecevaslui. N-am mai suportat ce se întâmplă la Vaslui. N-am mai rezistat și n-am mai rezistat. Și a dat demisia și clubul i-a acceptat-o. Era de înțeles. Situația de la clubul din Vaslui continuă să fie un pic neclară, dar Vasluiul nu se va scufunda într o zonă din care să nu mai iasă. Mie îmi pare rău că a plecat Hizo, este un profesionist adevărat și a făcut treaba. N-am imat și n-a trișat profesia de antrenor, a declarat Adrian Porumboiu. Deocamdată nu se știe cine va pregăti meciul cu Fece Brașov din runda viitoare. Cristi Dulca și Dorin Zotincă, secunzii lui Hizo, au decis să plece de la echipă la începutul săptămânii. Nu știu cine va veni în locul lui, habar n-am. Am câteva variante. O să fie un pas făcut bine, nu mai fac greșelile pe care le-am făcut în trecut, a declarat Adrian Porumboiu. De-a lungul timpului, Viorel Hizo a pregătit de patru ori pe FC 2006-2007, 2008-2010, 2012 și 2012-2013. Foarte probabil, Adrian Porumboiu va numi un antrenor interimar până la finalul sezonului. FC Vaslui ocupă locul 6 în ierarhia ligii întâi cu 40 de puncte, 23 mai puține decât liderul Steaua și 7 decât a doua clasată, Astra.